Pictorul Corneliu Baba mărturisea cât de important este desenul pentru un artist. Astă seară am făcut două desenuri după model. Mai multe, multe de tot trebuiesc, mâna să nu se odihnească niciodată. Expoziția Corneliu Baba, desenurile unui pictor, cuprinde 130 de lucrări de grafică din colecția soției artistului Constanța Baba. Expuse în premieră, lucrările sunt realizate în diferite tehnici, creion, tuș, baiți, acuarelă, tempera și pastel. Născut în 1906 la Craiova, Corneliu Baba a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie din București și ale Academiei de Arte Frumoase din Iași, avându-l ca profesor pe Nicolae Tonița. Expoziția este structurată în jurul unor teme recurente în arta lui Corneliu Baba, dintre care se remarcă seriile de portrete ale unor personalități de seamă din cultura românească: George Enescu, Constantin Tănase, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Lucia Sturza Bulandra, Maria Tănase. Remarcabile sunt autoportretele artistului realizate de-a lungul a 91 de ani de existență, dar și portretele pe care îi le face soției sale. Corneliu Baba se remarcă prin compozițiile dramatice intitulate Spaima și Regele Nebun, pentru care realizează numeroase schițe pregătitoare. Ilustrând teme obsesive, lucrările au puternice accente expresioniste și pot fi considerate o meditație metaforică asupra condiției umane. Întrebat ce reprezintă pentru dumneavoastră atelierul, pictorul răspunde: atelierul, cu atmosfera lui, reprezintă universul de fantasme, de vise, de iluzii, de exaltări și de decepții legate toate de creația mea.